Mă uitam în ultimul timp la ceva de genul să mă duc, să nu mă duc la hipodrom, să văd un trap sau un galop cu un cal frumos sau un armăsar sau o iapă și mai fi. A fi ceva de genul următor. Să nu-mi cumpăr eu un cal sau o iapă, chit că mă costă cât o casă, să o întrețin și să o apăr, da, și să o călăresc, sau să-l călăresc, că mai e negru sau alb, negru ca noaptea sau alb ca laptele sau alb. Și te urci pe ea, tâgâdâng, 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 e calmă, e docilă, e nu știu ce, o țești, îi dai apă, îi dai de mâncare, fân, ors, orez și nu știu ce. Când într-o zi, tâgâdâng, 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 pe ea și dintr-o dată, hops, că se ridică în două picioare pe spate cu tine călare. Și te aruncă de pe șea, mai ceva ca o jartea. Ceva de genul: aoleu, ce doare spinarea mea. A mea iapă m-a făcut praf și pulbere, mai ceva ca o 3 puncte. Știi? Ceva de genul: să nu-mi cumpăr eu o iapă, să nu-mi cumpăr eu un cal sau un mânz, negru sau alb, iute, iute ca Murgu și ca Ferrari. Asta, ca asta. Dar să nu o călăresc. Acum știi cum e. O mare dilemă. Să nu mă urc eu și să nu mă arunce ea pe mine după de pe șea, direct afiș pe șosea, e. Și uite așa ajungi. Una bucată coloană crăcănată, mai ceva ca în desenele cu Tom și Jerry, știi? Făcut afiș, călcat de-a mea apă. Albă ca, sau alb, ca cel cu harap alb.